peste toată această pâclă roșie se lasă grea o perdea neagră. Sunt lucruri ticluite să rămână pentru totdeauna, de veci, sub pecetea tainei. Nu mi se mai întâmplase până săptămâna trecută să-l întâlnesc pe Teodor, veche cunoștință moștenită, Conu Urache, cum îi se zicea în deoște. L-am găsit la carul cu bere, în partea din stânga a localului, singur, la o masă. Sta cu ochii aproape închiși. Înaintea lui se trezea neîncepută o halbă, alături de o carte proaspătă cu filele netăiate, cel din urmă roman detectiv franțuzesc.